Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ne revedem la o ediție specială cu părintele Burlacu de la Bacău. Bine ați venit, domnul părinte! Doamne ajută, bine v-am regăsit. Astăzi o să începem emisiunea conform evenimentelor care ne-au zdruncinat toată țara și toate sufletele noastre și o să abordăm un pic subiectul a ceea ce s-a întâmplat la Caracal, nu pentru că am vrea noi neapărat, ci pentru că evenimentele în sine sunt legate la baza lor de alcoolism, de boală psihică și ați spus dumneavoastră o vorbă mare. Înainte de a începe emisiunea, când eu spuneam că nu pot să înțeleg cum se întâmplă asemenea lucruri și dumneavoastră ați specificat într-un fel anume, omul este lipsit de conștiință. În momentul în care ajungi să faci lucrurile astea, nu mai ai conștiință umană. Părinte, sunteți în primul rând om, sunteți părinte de copii, de două fete, și sunteți preot. Turile acestea de vedere, luate pe rând. Cum vedeți situația a ceea ce s-a întâmplat la Caracal cu acest om care nu poate fi numit om, dar dacă are două picioare, un cap, două mâini, un ochi și un creier cât o găină, ca să nu spun altfel, este om. Mă provocați un pic, pentru că, în ciuda ceea ce s-a întâmplat acolo cu respectiva persoană și cu tot ansamblu de fapte groaznice, pe omul acela eu îl privesc cu milă și nu pot să am asupra lui niciun sentiment de ură, de dușmănie sau dorință de a-l pedepsi în vreun fel. Biserica Ortodoxă nu condamnă și nu pedepsește omul. Întotdeauna condamnă, încearcă să trateze omul care este înrobit de păcat. Dumneavoastră ați menționat despre respectivul personaj atât de mult mediatizat. Și este bun lucrul acesta că este mediatizat, că era o persoană care fusese internată în psihiatrie în repetate rânduri cu probleme legate de alcoolism sau de etilism cronic și cu alte probleme psihiatrice. Pe omul ăla nu-l pot privi decât cu milă și sunt conștient și am întâlnit nenumărate cazuri lucrând în domeniul acesta al dependenței de alcool, droguri și alte substanțe psihoactive, în care am întâlnit oameni care au trăit mulți ani, 10, 20, 30 de ani în lumea aceasta întunecată, obscură, plină de promiscuitate, indusă de consumul de alcool, de dependență de alcool, de dependență de droguri. Oameni care, în urma viețuirii și repetării păcatelor despre care ați văzut și la televizor, ajung la într-un stadiu în care conștiința lor proprie nu mai dă un semnal prin care să se deosebească binele de rău. Efectiv, conștiința lor nu-i mai mustră. Ajung doar să fie niște maimuțe sociale, asemenea personajii. Într-adevăr, cazul prezentat de la televiziune în Caracal este o grozăvie în toate sensurile pe care dumneavoastră vreți să le acceptați. Și în sensul omului bolnav, atât de dependență de alcool, alcoolism sau dependență de droguri, atât a omului bolnav din punct de vedere al patologiei psihiatrice, cât și al omului care este departe în totalitate de Dumnezeu, deci fără niciun reper moral în viața aceasta. Eu aș spune întru totul, așa, noaptea minții la ceea ce s-a întâmplat acolo. Sunt consternată de evenimente, de tot ce se spune la televizor și văd că, într-adevăr, media acum, nu știu dacă face foarte bine, dar face bine că mediatizează pentru că sunt lucruri pe care noi nu le știm și care le aflăm și sunt lucruri care se întâmplă de ani de zile. Vieți, vorbeam
Și fac o mică paranteză cu un părinte la Piatra Neamț, acum 3 zile, și l-am întrebat: părinte, ce părere aveți despre ce se întâmplă la Caracal? Ce mi-a spus omul ăla nu mi-a venit să cred. Dar mi-a zis, nu vă duceți, doamnă, până la Caracal. Prea aici departe. La mine, în parohie, au dispărut 2 fete tinere. 2 fete minore, blonde. Și nu li s-a dat de urmă, în parohia respectivă. Și nu știe nimeni nimic de ele. Și atunci vorbim de lucruri care se întâmplă aici, acum, în momentul acesta, la modul grotesc, pentru că cum să nu iei atitudine? De ce s-a mușamalizat toată problema asta? De ce, nu știu, sunt atâtea întrebări și aș spune de ce asta, de ce asta, de ce asta, și nu pot să răspund pentru că nu mă duce, nu din prostie, nu mă duce capul să văd, să văd cât de larg, cât de largă este plaja acestor evenimente și până unde poate să meargă această caracatiță. Pot să vă spun în acest sens, fără să dau detalii, că în Bacău, făcând parte din echipa interinstituțională operativă, adică alături de Agenția Împotriva Traficului de Persoane, Agenția Națională Antidrog, filiala Bacău, Centrul Izvorul Tămăduirii cunoaște și colaborează împreună cu aceste instituții ale statului în sprijinirea, în identificarea și în ajutorarea persoanelor care se confruntă cu astfel de probleme. Pentru că și în ceea ce privește traficul de persoane, se întâlnește și a doua componentă, aia a drogurilor și a consumului de alcool, și în ceea ce privește infracționalitatea, serviciul de probațiune trimite către Centrul Izvorul Tămăduirii pentru consiliere și parcurgere de program terapeutic persoane aflate în perioada de încercare pentru a fi consiliate și sprijinite în sensul acesta. Întotdeauna infracțiunile din sectorul acesta, din domeniul acesta, sunt, în ghilimele, stropite din belșug cu droguri sau cu alcool. Sub influența alcoolului și a drogurilor se produc foarte, foarte multe fapte din acestea care contravin comportamentelor normale, sănătoase, acceptate de societate, comportamente care fac ca libertățile noastre universale și libertățile noastre individuale să fie restrânse într-un mod inconștient și adeseori nesancționat în totalitate și în mod corespunzător de către organele abilitate ale statului. Pentru că orice îngăduință, orice delăsare, orice secundă de întârziere și de nepăsare de a interveni, de a aplica în mod sever, riguros și în totalitate legile, așa cum sunt ele la momentul de față, fac în comunitatea din România, în societatea românească, să se producă și să aibă loc astfel de drame care din când în când sunt subiectul media al diferitelor televiziuni și publicații. Este bine că se publică lucrul acesta și se trage un semnal de alarmă. Într-adevăr, părintele cu care ați vorbit și la care ați făcut referire a spus bine, nu este nevoie să ne ducem până în Caracal. Se întâmplă și în jurul nostru astfel de fapte, multe dintre ele consecință al consumului de droguri sau a consumului de alcool sau a dependenței de alcool, a dependenței de sex, pornografie, jocuri de noroc, o lume foarte puțin mediatizată, doar atunci când comportamentele, când consecințele sau când simptomele dependențelor acestora sunt atât de groaznice. Părinte, luând-o de la zero, spuneți-mi unde se greșește, de unde pleacă practic greșeala, din familie. Nu este destul de clar într-o familie să explici copilului, fetei, că sunt și băieți dispăruți. Am văzut numai departe de aseară un băiat dispărut de acum 20 de ani, a plecat, avea 17 ani, a plecat de acasă și tatăl și acum și sora plângeau după el și sperau și arătau fotografia de când avea 17 ani și a dispărut, că poate va apărea de undeva. Deci e clar că disparițiile nu sunt numai din punct de vedere feminin, ci și masculin. Vă întreb, fetele astea două erau copii cu minți.
Nu încăpea vorba că au început să se drogheze întâi și s-au prostituat și după aceea au plecat și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Ci au fost răpite pur și simplu. Ce ar trebui părintele acasă să spună și ce ar trebui să facă o prevenție acasă și în școli pentru a se evita de a ajunge în situații de genul ăsta monstruoase. Deci nu poți gândi că după aceea vreau să vă întreb și altceva, că sunteți în aceste centre și cu siguranță vin, așa cum ați spus, și persoane care au trecut prin aceste faze, care au ajuns să fie traficate de carne vie, să fie drogate, violate. Deci în momentul în care a ajuns acolo, o ființă care a ajuns acolo și a trecut prin așa ceva, începem cu violul, după care continuăm cu drogul, cu alcoolul și evident cu ceea ce îi se întâmplă în viața acelei femei care nu se mai regăsește în ea ca femeie și ajunge în centrul dumneavoastră. Îmi imaginez că este ceva groaznic. Să ai în fața asemenea om și să nu-i plângi de milă, adică e puțin spus. Nu știu, pentru mine este prea mult. În centrul Izvorul Tămăduirii, din Bacău, un centru rezidențial, avem și bărbați și femei internați pentru tratamentul și terapia dependenței de alcool, droguri și alte substanțe și comportamente adictive. La marea majoritate a dependenților se întâlnesc astfel de comportamente dăunătoare, deviante, în care întâlnim abuzul de orice fel, molestare de orice fel, chiar viol, chiar incest, dar toate acestea sunt consecințe și simptom al consumului sau al dependențelor respective. De aceea, Centrul Izvorul Tămăduirii colaborează cu și are un parteneriat cu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, unde semestrial facem o raportare a problemelor și a cazurilor care sunt îndreptate către noi și a cazurilor care vin direct la noi. Avem o colaborare cu Agenția Națională Antidrog, filiala Bacău. Avem o colaborare în parteneriat cu Agenția Împotriva Traficului de Persoane și avem legături strânse cu Spitalul Județean Bacău și cu alte instituții de sănătate la care apelăm pentru ca persoanele ce vin în centrul rezidențial Izvorul Tămădurii să primească din punct de vedere al asistenței sanitare ceea ce le este necesar. În privința primului aspect la care v-ați referit dumneavoastră și anume ce trebuie făcut sau cum putem ajuta, cum putem interveni în comunitățile sau în societatea noastră, este știut că a preveni este mai ușor decât a trata. Dar vreau să vă atrag atenția că învățatul sau livratul de informații sau de cunoștințe nu întotdeauna așa atinge efectul. Noi dorim ca familia, ca tinerii, ca oamenii să fie formați într-un anumit sens și nu numai informați. Nu uitați că în familiile noastre realitățile pe care familiile le trăiesc sunt în totală discordanță cu ceea ce livrează copiilor. Familia românească de astăzi livrează copiilor lor o educație așa zis sănătoasă prin cuvinte. Însă când este vorba de fapte, faptele sunt altfel. Și pot să vă dau un exemplu simplu. În pasul al treilea de la centrul rezidențial lucrăm despre valori. Pentru ca fiecare să își dea seama care sunt valorile pe care le-a moștenit de la familie, pe care le-a primit de la școală, pe care le-a primit de la biserică, de la preotul duhovnic și dacă a trăit în concordanță cu aceste valori și nu cumva s-a abătut de la ele intrând într-o lume din aceasta, alcoolului sau a drogurilor. Cum? Marea majoritate. Așa? Cum îi vedeți? Cum îi prindeți? Acestor oameni care ajung la noi, fie că sunt adolescenți, tineri sau mai în vârstă, se autoamăgesc că în familia lor au fost instruiți și au primit niște valori din acestea extraordinare. Hărnicie, cinste, smerenie, onestitate, loialitate și așa mai departe. Însă, când întrebăm despre comportamentele din familia lor, ale lor și ale celor care le-au livrat aceste valori, dacă au fost în concordanță cu cuvintele, descoperim că totul a fost o minciună extraordinară. Și acum vin cu un exemplu concret. Și e valabil și pentru mine și am spus asta și m-am dat de exemplu întotdeauna pe mine întâi și întâi.
Da, în familia mea, mama profesoară, tata meseriaș, tata tot timpul să nu furi, să nu vorbești, să nu înjuri, mama la fel. În schimb, eram îndemnat și mă duceam și furam cu știrea mamei și a tatălui înainte de Revoluție, se întâmpla lucrul acesta, sfecle din lanul CAP-ului, da? Mă duceam la școală și veneam acasă și mințeam că mi-am făcut temele și profesoara a fost ok și de fapt profesoara nu fusese deloc bine. Deci, ceea ce îmi spunea tata, nu fura, el făcea că fura. Zicea că nu fur, completez, știți vorba veche. Exact, mi-a suflat deci, vorba. Deci putem spune că eu am fost onest? Nu. Putem spune că eu am fost învățat să nu fur? Nu, am fost învățat să fur. Cuvintele spunea nu fura, dar el mă duceam la furat. Nu? Ei, așa se întâmplă și în ziua de astăzi. Părinții spun copiilor, fii cinstit, nu fura, învață bine, dar ei, pe de altă parte, ori abandonează și pleacă în alte țări îndepărtate, ori în țara unde stând pe ei și lucrează la o firmă, la o asociație, societate sau ce mai lucrează, vin seara acasă, uite ce am adus, am furat 10 cuie, am adus de la magazinul unde vând marfă de la patronul meu, l-am șmecherit de 2 ouă sau nu mai știu ce. Deci nu vorbele contează, ci faptele întotdeauna. Așa și cu băutul. Se spune tuturor, nu bea, părinții, mamele mai ales de fete, fiindcă vorbim despre cazul Caracal, drept punct de plecare al discuției pe care dumneavoastră ați abordat-o, să nu bei, să nu te droghezi, să nu fumezi, mamele la fete, că te faci urâtă, că te zbârcești, că ai să râdă lumea de tine și așa mai departe. În schimb, mama, bine mersi, fumează de nu se vede, trage 7 cafele pe zi de nu se vede, nu se duce la biserică sau nu o vezi că se închină și aprinde o lumânare seara într-un colț de cameră și fata ce o să facă? Nu o să fumeze și ea, nu o să bea și ea, nu o să urmează exemplu. De aia, învățăturile și valorile care sunt livrate de părinți, de școală, de biserică, duhovnic, educator și așa mai departe, vorbele trebuie să fie în concordanță cu faptele. Când realitatea nu este în concordanță cu ceea ce transmiți, noi vom învăța și vom reține și ne vom comporta în funcție de comportamentul care ne se livrează de celălalt. Da, e adevărat, în familie, bineînțeles, părintele este exemplu etalon în fața copilului, dar nici nu poți, dacă și eu am fumat foarte mulți ani și copilul meu a văzut la mine că fumez. Ei, în momentul în care a crescut și el a fumat, dar eu nu puteam să-i spun, băiete, fumează. Normal că îi spuneam, nu fuma, că nu e bine, nu e sănătos, uite, vezi, eu nu mă simt bine, totuși fumez. Și când le-am lăsat de tot, slavă Domnului. Am mai povestit că pe vremea lui Ceaușescu am ars fumând 2 mașini, pe vremea lui Ceaușescu, 2 Dacii. Deci cam valoarea 2 Dacii am fumat eu până în 89. Ei, nu mi-am învățat niciodată copilul fumează, dar el m-a văzut, aveți mare dreptate. Însă nu poți să-i spui fumează sau fură sau bea sau... Părerea mea, deci automat îl înveți să nu facă ceea ce faci tu, să nu greșească cum greșești tu, zic. De aceea este nevoie de o societate sănătoasă, de o familie sănătoasă, în care copiii să crească într-o normalitate sănătoasă, în care să se comporte și să se simtă bine, conform unor valori corecte și pozitive. Părinte, știu că sunteți un om pozitiv. Mai avem vreo șansă? Da, cum să nu avem șansă? Atât timp cât mai credem încă în Dumnezeu și îl lăsăm pe dânsul. Pe Dumnezeu să facă ceea ce nu putem face, cu siguranță că El va face pe toate bune foarte. Este un principiu din programul terapeutic Minnesota, practicat în centrul rezidențial, în Izvorul Tămăduirii, în Bacău, și atunci când suntem obosiți sau când nu găsim soluții la o anumită problemă a cuiva, spun stop, hai să luăm o pauză și să lăsăm pe Dumnezeu să rezolve El această problemă. Și ca prin unul de foarte multe ori, ori este cineva inspirat și vine cu niște cuvinte extraordinare prin care determină și ajută pe cel care se află în suferința dependenței de alcool sau de droguri, ori efectiv se întâmplă un fapt minunat din partea celorlalți care sunt acolo bolnavi, pacienți, și ne vine soluția. Cunoaștem atunci că aceasta nu este o întâmplare, că aceasta nu este o simplă coincidență, pentru că, nu știu, mi-aduc aminte, îmi vine acum cuvintele lui Einstein, coincidența este felul lui Dumnezeu prin care a ales să rămână anonim. Da. Părinte, este foarte important
să înțelegem ce înseamnă acest, ce înseamnă aceste dependențe. Și pentru că mi-ați adus aici un material și va trebui să încep să vă, adresez întrebările pe care dumneavoastră mi le-ați pregătit, pentru că sunt lucruri pe care eu nu le știu. Vorbind despre alcoolism, aveți aici prima întrebare la care veți răspunde: ce este alcoolismul sau ce este dependența de alcool. Din punctul meu de vedere, noi am mai discutat despre lucrul acesta și aș trece o, după ce veți răspunde într-un fel un pic mai succint așa la această întrebare, de ce este alcoolismul considerat o boală primară? Deci o să răspundeți pe rând la aceste întrebări, vă rog. Da, am vorbit în nenumărate rânduri despre alcoolism, pentru că este o boală. Este o boală recunoscută de Organizația Mondială a Sănătății ca boală. Este consacrată prin componentele bolii, caracteristicile bolii. La noi, în România, încă alcoolismul nu este categorisit ca boală, deși este tulburare și așa mai departe, etilist, cronic, însă dependența de alcool este o boală primară, progresivă, cronică și fatală. Primară, vă spun, din cauza că nu provine din alte boli, nu este consecința altei boli, altei suferințe. Progresivă, pentru că ea evoluează. Cronică, pentru că nu înseamnă că poate să se vindece, în sensul în care se vindecă o viroză sau o altă boală. Și fatală înseamnă că este mortală, adică se moare de alcoolism. Dependența de alcool, despre dependența de alcool se pot vorbi și s-au scris nenumărate cărți, s-au scris nenumărate studii. Este suficient să spunem că o persoană este dependentă de alcool atunci când nu se poate opri din consum fără să sufere el sau familia din care el face parte. Da, iată, trebuie să tot citesc. Ați spus că boală primară și este totuși o boală progresivă și este și fatal. Da? Despre, despre asta ați vorbit acum, pentru că se moare din asta. Aici este, este un lucru pe care îl explic de multe ori și în, și în programele de terapie. Vin anumiți pacienți și spun, da, eu cred că sunt alcoolic, dar să știți că sunt bolnav de alcoolism, dar să știți că am avut și o lună, am avut și două, am avut și 6 luni și chiar un an în care nu am băut. Asta înseamnă că boala mea a mai progresat, dacă eu nu am băut un an de zile. Iar când răspunsul meu este da, boala ta a progresat, rămân nedumeriți. Și chiar uneori cer răspunsuri să le spun cum adică a progresat, pentru că eu nu am mai băut. Ficatul mi s-a reparat, din punct de vedere al organismului, al funcționării organismului, m-am îndrăvenit, da, dar în schimb alcoolismul, care este o boală emoțională, care se exprimă prin dorința de a bea alcool în orice moment al zilei, obsesia de a consuma alcool în orice moment al zilei și pentru a rezolva în orice situație din viață un moment neprielnic, neplăcut și a schimba dispoziția dintr-o stare de rău într-o stare de bine, obsesia aceasta, chiar dacă un dependent de alcool nu consumă un an de zile, obsesia aceasta capătă noi și noi valențe mult mai sofisticate, mult mai insidioase, prin care alcoolicul, în anul acela în care nu a băut, să spunem, se gândește mai insistent, deci mai mult, își face fel de fel de scenarii în propria minte despre momentul în care va consuma, felul în care va consuma, senzație pe care vrea și își dorește să o obțină în urma consumului de alcool, așa încât boala, de fapt, spune că ea progresează și în lipsa consumului de alcool, chiar dacă o persoană nu consumă un an, jumătate de an, 2 ani. Așa se face că în momentul în care se hotărăște și își propune să bea doar un pahar sau două, atât că se simtă bine sau să se simtă relaxat sau ușurat, el nu se mai poate opri din consum. Pentru că din punct de vedere psihic, el și-a programat consumul și mai ales și-a programat starea emoțională, starea psihică, starea fizică pe care îl dorește să o obțină în urma consumului de alcool. Bineînțeles, starea aceea pe care el și-o dorește să o obțină este una extraordinară, vrea să fie și fericit, vrea să fie și relaxat, vrea să fie și plin de curaj și capabil să vorbească, să socializeze și de îndată cantitatea de alcool cu siguranță nu se va termina cu primul sau al doilea pahar,
ce se va termina atunci când el va cădea sub masă. De ce nu mai anumiți oameni devin alcoolici? Adică tot omul cred că a gustat în viața lui un pahar de vin. De ce unii beau mai mult, de ce alții beau mai sau alții nu beau deloc? Este o întrebare foarte bună, să știți. Și am analizat și eu din experiența mea în lucrarea aceasta cu dependenții de alcool, am analizat și eu și prin prisma studiilor pe care le-am parcurs, le-am citit, studiilor teoretice, acest aspect. De ce unii devin dependenți și alții nu devin dependenți? Între cauzele alcoolismului, o componentă foarte importantă o are și moștenirea genetică, predispoziția genetică de a deveni alcoolic. Atunci când în familie ai un dependent de alcool, mamă, tată, bunici, și mai sunt și niște factori favorizanți, cu siguranță, în familia aceea, predispoziția aceasta se va materializa în urma consumului prin dobândirea dependenței de alcool. Însă, am avut și cazuri în care chiar doi frați gemeni, ai căror părinți erau alcoolici și unul și celălalt, și mama și tata erau alcoolici, au crescut în aceeași familie, în același stres, în aceeași condiții în care substanța alcoolului respectiv era prezent. Au făcut, culmea culmilor, aceeași, au îmbrățișat aceeași meserie, da. Amândoi beau foarte, foarte mult, abuziv. Și pot să vă spun că unul dintre ei a devenit dependent de alcool, celălalt nu. Celălalt care nu era dependent, bea o zi, două, trei, bea o zi, se îmbăta, a doua zi era rău, folosea remediile cunoscute, cafeaua, aspirina, moarea de varză sau mai știu eu ce, și se oprea. Sau când bea data următoare, se oprea după un pahar, băutor normal, celălalt, al doilea, nu s-a mai putut opri și bea și a doua, și a treia, și a patra zi de dimineață și așa mai departe. A sfârșit prin a pierde serviciu, prin a se îmbolnăvi, a dezvoltat un diabet, o polineuropatie, un psoriasis, a murit între timp. Răspunsul de ce unii devin dependenți și unii nu, nu este un răspuns care să fie foarte cunoscut, pentru că altfel, dacă s-ar ști de ce unii da și de ce unii nu, s-ar găsi poate și vreun antidot în sensul acesta. Dar alcoolismul fiind o boală emoțională și psihică, cu siguranță resorturile și răspunsul la această întrebare sunt mult mai profunde. Eu pot să vă îndrum spre a afla răspunsul în faptul acesta că alcoolismul de fapt este o boală prin care omul vrea să își modifice starea dorind să fie beat de o beție divină, adică omul vrea să fie fericit. Este o fugă într-un fel, cu alte cuvinte exprimat, o fugă, o căutare a omului, a raiului pierdut, ăla a lui Adam și Eva. O goană după fericire, o goană după împlinire. Ei bine, aici am putea să cităm pe Freud, care foarte fain spune că omul, din dată ce se naște, și aici nu contrazice cu nimic biserica, face deja primii pași către moarte. Omul, după ce ajunge la o anumită vârstă, intră într-o regresie, o regresie către pântecele matern, unde acolo era lipsit de orice grijă, unde acolo avea absolut tot ceea ce era nevoie. Regresia aceasta către pântecele matern al lui Freud nu explică însă în mod neapărat și căderea din punct de vedere moral, din punct de vedere etic, din punct de vedere civic, din punct de vedere social a omului modern. A omului care poate, iată, poate să decadă într-o așa manieră încât să comită și să se complacă în comportamente groaznice ca cel cu care dumneavoastră ați și despre care ați și discutat în preambulul emisiunii dumneavoastră. Alcoolul este la fel de periculos ca și alte droguri precum heroina? Da, alcoolul este, culmea, mult mai periculos decât celelalte droguri, decât heroină, cocaină, marihuana și celelalte droguri care nu sunt permise. De ce? Pentru că este un drog permis, este un drog care îi se face reclamă, este un drog, alcoolul, care se găsește peste tot, este un drog cu care în familie copiii sunt învățați încă de mici cu vorbele acelea să guste o gură, să vadă cum este, sau dă să bea un pic și copilașul pentru că să nu-i fie poftă. Prin prisma aceasta, cu siguranță, alcoolul a produs, produce și face mult mai multe victime decât toate drogurile la un loc. Spitalele de psihiatrie, spitalele de interne,
sunt pline de oameni care suferă și au dezvoltat patologii urmare a consumului de alcool sau a dependenței de alcool. Mai mult decât patologii care sunt urmare a consumului de droguri și alte substanțe psihoactive, eventual psihotrope. Alcoolul este un dușman prezent, îngăduit, permis și căruia, în mod surprinzător, deși suferim atât și atât de mult și pierdere atât de mari și atât de mari, este, îi se face atâta și atâta reclamă. Da. Ce înseamnă dependență încrucișată? Foarte faină întrebare dumneavoastră. Din cauza că vin să lămurească pe telespectatorii dumneavoastră asupra unor aspecte care țin de comportament și de boală alcoolismului în sine. Nicio dependență în lumea aceasta nu vine de una singură asupra unei persoane. Alcoolul întotdeauna vine însoțit de o altă dependență. Ați observat și dumneavoastră, mai ales datorită faptului că sunteți angrenată în mediatizarea acestor probleme legate de familie, de parenting, de dezvoltare emoțională. Ați observat și dumneavoastră că o persoană care are probleme legate de alcool are probleme legate și de cafea sau de tutun sau de jocuri de noroc. Dependențele sunt încrucișate și sunt complementare și se autopotențează reciproc. Un alcoolic cu siguranță va fi dependent și de jocuri de noroc, sau și de tutun, sau și de cafea, sau și de sex, sau și de jocuri de noroc. Atunci când consumul scade sau face eforturi pentru a reduce consumul de alcool, cealaltă dependență crește. Sau un dependent de jocuri de noroc este în mod obligatoriu dependent de o altă dependență care potențează pe prima. Poate să fie tutunul, poate să fie alcoolul, poate să fie dependența de sex, pornografie, eventual device-uri și virtual, net, internet. El stă acolo la jocurile de noroc, bagă bani la păcănele și pierde, iese din sală și ce face pentru a se ușura, pentru a schimba starea? Ori bea, ori fumează, ori se droghează, ori apelează la site-uri, filme și lucruri din acestea de ochiate, numite de lume, de către lume. Dependențele sunt încrucișate, sunt complementare și se autopotențează reciproc. Se autosusțin. Se alimentează. Una pe alta. Da, spuneți-mi, vedem multe cazuri și în media și în știri că, na, asta este, ne uităm la televizor, cei mai mulți în zilele noastre nu mai au uitat să meargă la un cinematograf, stau în fața televizorului, că slavă Domnului, sunt programe destule. Multe cazuri unde se întâmplă lucruri urâte sunt familii dezorganizate, familii în care se beau și beau comun. Mai ieri am văzut o urâtă crimă, el a omorât-o pe ea din gelozie și apoi s-a sinucis și el. Vecinii spuneau că beau împreună. Alcoolici între ei se înțeleg, se susțin, adică bănuiesc că în momentul în care bărbatul bea, femeia nu găsește puterea ca să plece din familia respectivă și atunci ea și-a darul băuturii. Bănuiesc, nu știu. Știți, într-o emisiune precedentă, tot la dumneavoastră, am explicat și am prezentat alcoolismul ca boală de familie. Dependența de alcool nu este numai problema alcoolicului, este problema întregii familii, a soției, a copiilor. Într-adevăr, în familia aceea se duce o puternică luptă în care fiecare din membrii familiei își asumă niște roluri care nu li se potrivesc, încercând să supraviețuiască emoțional și fizic într-un mediu în care există foarte multă insecuritate fizică, foarte mult stres, foarte multă durere și foarte multă suferință. O soție, să spunem, în cazul în care el este alcoolicul, nu-și va părăsi soțul, ci încetul cu încetul el va suferi schimbări ale comportamentului, se va adapta comportamentului alcoolicului și va încerca din toate puterile să îl ajute, să-l vindece, să-l trateze. La început prin simplu fapt că îl ascunde și îl protejează, iar mai apoi încercând din toate puterile să se transforme în terapeutul bolnavului respectiv,
felul acesta își va neglija copiii, familia, care și aceștia vor lua alte și alte roluri care nu li se potrivesc și produc multă suferință, așa încât în familia aceea s-ar putea ca și soția sau codependentul să sfârșească prin a consuma alcool, copiii să sfârșească prin a consuma droguri sau alcool sau jocuri de noroc, încât eu am avut nenumărate cazuri în care copiii ce au devenit alcoolici, având părinți alcoolici, îmi spuneau că mi-am dorit și am urât cel mai mult în viața mea să beau și m-am rugat și am dorit să nu ajung ca tata sau ca mama alcoolic. Și uite că după 18-20 de ani n-am băut deloc până atunci, m-am apucat și dintr-o dată am băut și am devenit un alcoolic. Lucru pe care nu mi l-am dorit și l-am urât cel mai mult în copilăria și în adolescența mea. Se produc niște drame fantastice, niște frustrări extraordinare la oamenii aceia, care de la un moment dat ei nu mai văd altă soluție decât alcoolul sau substanțele, drogurile, respectiv drogurile, în care se refugiază sau în care își construiesc o realitate în care să se simtă bine sau confortabil, fie și numai pentru 2, 3, 4 ore, atât cât ține efectul produs de consumul de alcool sau de drogurile respective. Părinte, nu mai avem, mai avem câteva minuțele la dispoziție și v-aș ruga să-mi spuneți pe finalul emisiunii ce înseamnă și ce este delirium tremens. Delirium tremens este un termen folosit în psihiatrie. Este sevrajul cel mai sever, forma cea mai severă la care ajunge un alcoolic. Se manifestă prin pierderea cunoștinței, prin halucinații vizuale și auditive, prin tahicardie, se ajunge chiar la stop cardiorespirator, persoana respectivă este foarte, foarte agitată, foarte violentă și în urma unui delirium tremens care este netratat în spital de specialitate, respectiv în psihiatrie, poate interveni și decesul. Este forma maximă a sevrajului prin care trece o persoană dependentă de alcool în momentul în care a oprit consumul în mod brusc, fără o medicație și fără un sprijin de specialitate din partea medicilor. Adică intră un fel de sevraj, practic. Un sevraj groaznic. Însoțit de halucinații vizuale, auditive, de violențe extreme, atunci au loc foarte multe din episoadele agresive mediatizate, crime, violențe foarte grave, accidente și așa mai departe. Persoana respectivă atunci nu este conștientă de sine. Nu este conștientă de sine. Eu știu și cred pe aceea care spun la televizor că nu mi-aduc aminte să o fi omorât. Eu m-am bătut și m-am luptat cu un animal. Ei efectiv asta văd în halucinația lor. Da. Este și viața dumneavoastră un fel de viață așa diferită de a noastră, vedeți foarte multe lucruri, este clar că prisma prin care le priviți este alta decât a noastră, a oamenilor de rând, și pentru că mai devreme v-am pus o întrebare dacă mai avem vreo șansă ca țară și ca popor să ne vindecăm și să ne refacem, să revenim la valorile noastre adevărate românești, acum vă mai pun o întrebare: dacă credeți că acest alcoolism, având în spațiile dumneavoastră de tratare, se poate vindeca, se poate trata, poate omul reveni, nu știu, se poate recupera un alcoolic? Dumneavoastră credeți că dacă alcoolice nu s-ar mai putea recupera, nu s-ar mai putea reintegra în societate? Dacă nu s-ar mai putea vindeca, în ghilimele, aș mai lucra, aș mai face lucrarea aceasta de vreo 10 ani. Pe o scară de la 1 la 10, care este procentul de vindecare în centrele dumneavoastră? În tratamentul dependenței de alcool și alte droguri, nu vorbim despre vindecare în sensul în care vorbim din punct de vedere medical despre vindecarea unei anumite boli, ci vorbim despre vindecare, fiindcă alcoolismul este o boală cronică, vorbim despre o vindecare, o remisie în totalitate a bolii și îmbrăcarea în noi comportamente, în noi valori pe care persoana respectivă, prin care persoana respectivă își croiește un nou stil de viață, prin care suferă persoana respectivă o schimbare psihică totală, în care persoana respectivă dobândește o abstinență sobră, senină, consolidată, în care alcoolul nu mai intră între dorințele de consum ale sale.
În ceea ce privește procentul de recuperare, de vindecare a celor tratați în centrul rezidențial Izvorul Tămăduirii, ele ajung undeva la 70-80%, având în vedere că unele dintre cazuri sunt preluate în centrul de zi Izvorul Tămăduirii, în care sunt tratați, sunt consiliați prin același program multidisciplinar, holistic, terapeutic, Minnesota. Pentru că în Izvorul Tămăduirii abordarea tratamentului și a terapiei este una integrativă. Îl abordăm și îl tratăm pe om din toate punctele de vedere. Din punct de vedere medical, sevraj, delir tremens, când este halucinații, auditive, vizuale și așa mai departe, se ocupă medicul și echipa medicală. Din punct de vedere psihologic, se ocupă psihologul, clinician, psihoterapeutul. Din punct de vedere socio, adică al comunicării, al familiei, al reintegrării și reinserției sociale, se ocupă consilierul de adicție, consilierul de egal. Din punct de vedere al refacerii relației spirituale cu Dumnezeul lui, așa cum și-l are el fiecare în religia lui, se ocupă consilierul spiritual, iar toate aceste componente, bio, psiho, socio, spirituală, pe care se lucrează în programul terapeutic de la Centrul Izvorul Tămăduirii, sunt coordonate de ofițerul de program sau directorul de program la Bacău, eu mă ocup de lucrul acesta, încât persoana respectivă să primească, în urma evaluării inițiale, în urma evaluărilor intermediare, în urma evaluării finale, atât cât îi trebuie pentru a se reface, pentru a se recupera, pentru a se vindeca, în ghilimele, în toate dimensiunile ființei umane. Pentru că alcoolismul, dependența de alcool sau de droguri și de alte comportamente adictive, compulsive, este o boală care afectează omul în integralitatea sa, în integralitatea ființei umane, și bio, și psiho, și socio-spiritual. De asta eșuează în alte locuri sau prin alte abordări, prin alte programe de intervenție, recuperarea. Pentru că îl abordezi și îl vindeci numai în spitalul de psihiatrie. Păi peste 3-4 zile el va bea, pentru că el suferă în continuare. Sau încerci să intervii printr-un program religios. Nu îl poți converti pe unul de la nu știu ce religie este la altă religie, că n-aia nu se bea. Atât timp cât el, din punct de vedere bio, este bolnav, din punct de vedere psihic sau psihiatric poate să fie bolnav, neuropsihiatric bolnav, pentru că se produc grave perturbări din punct de vedere neuronal, psihiatric, la persoane dependente de alcool. Ajung la un moment dat să nu mai deosebească binele de rău, ajung la un moment dat încât conștiința proprie să nu mai redicteze ce este bine și ce este rău, ajung la un moment dat să facă și să se comporte groaznic, așa cum este criminalul acela de la Caracal, fără ca pe el să-l musule conștiința. Da? Să se autoamăgească și să creadă că realitatea aia în care el trăiește consumând și fiind mereu drogat sau beat, este una corectă sau una normală. Amăgindu-se cu sintagme din acestea, toată lumea bea. Bea numai un pahar, eu nu sunt ca alții. Este o realitate foarte dureroasă, cea în care lucrez, pentru că mă întâlnesc eu și echipa de la Bacău, din Centrul Izvorul Tămăduirii, ne întâlnim cu foarte, foarte, foarte multe drame ale oamenilor. Drame legate de relația lor cu Dumnezeu, drame legate de familie, drame legate de educație, drame legate de tot ce vreți în lumea asta, pentru că alcoolul și drogurile distrug omul în mod lent, dar în mod foarte, foarte, foarte sigur. Nu există scăpare din dependența de alcool. Alcoolismul ucide, drogurile ucid. Dacă nu vom interveni, nu ne vom uni forțele, organele statului, media, biserica, preoții care au înclinații spre aceasta, educatorii, școlile, dacă nu ne vom uni forțele, lupta este total inegală. Lupta va fi total inegală și atunci, cum sunt eu cu Centrul Izvorul Tămăduirii din Bacău, rezidențial, sau un centru de zi, care sunt centre acreditate, licențiate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Nu lucrăm așa după ureche, nu vindem iluzii, nu ne facem că ne pricepem la ceva. Avem peste 9-10 ani de experiență de lucru și în rezidențial, un program rezidențial unde omul vine, se internează și stă și se tratează și pleacă ok acasă. Avem experiență și în centrul de zi în care familia întreagă este consiliată. Nu consiliem, nu tratăm, nu intervenim numai asupra dependentului, intervenim asupra întregii familii și încercăm să monitorizăm după externare și dependentul de alcool și alte droguri, dar și familia prin grupurile de suport,
pentru familie, prin grupurile de suport, pentru dependenți înființate, prin care ei să vorbească aceeași limbă, să-și împărtășească experiențele proprii, să se poată da ca exemplu cel care este abstinent de mai mulți ani, pentru cei care intră în program, să vadă în felul acesta că există o soluție. De altfel, unul din motoarele mele de la Bacău este acesta: există soluții, există speranță și există ajutor. Lucrurile acestea chiar sunt posibile la Bacău. Este minunat ceea ce spuneți, înseamnă că mai avem o șansă în viața asta și să se repare, să se recupereze toți acești indivizi care, mă rog, în limita atât cât a posibilităților locurilor dumneavoastră, aceste centre. Noi mulțumim părintelui pentru că s-a deplasat din nou astăzi de la Bacău la Piatra Neamț și să știți că chiar are treabă. Și nu e puțin lucru să vii să faci kilometri pentru emisiunile acestea pentru dumneavoastră. Vă rog chiar din tot sufletul să faceți în așa fel încât după ce urmăriți aceste emisiuni să le dați mai departe, să le share-uiți pe paginile dumneavoastră, pentru că este nevoie de informație și este nevoie ca informația să circule, așa cum v-am rugat și la celelalte emisiuni. Vorbele să devină fapte. Așa să fie. Amin. Noi vă mulțumim, Părinte, pentru intervenția dumneavoastră în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit și sperăm să vă fie de folos. Să avem încredere în Dumnezeu, să gândim cu speranță și cu credință, pentru că doar asta ne mai salvează. Să aveți zile minunate, urăm la revedere și o săptămână minunată.